tema de astăzi, care spune așa, frate Petrică, cum putem ca și tineri să înțelegem frații mai în vârstă? Cred că e foarte greu, pentru că așa e viața făcută, întotdeauna trecem prin ea fără să mai fi fost pe acolo vreodată, nu? Eu, de exemplu, foarte greu mă acomodez cu bătrânețea, pentru că n-am mai fost bătrân niciodată până acum. Așa. Și atunci este e greu, pentru că natural tu nu știi exact ce se întâmplă cu omul ăla, ce gândește el, cum se poartă el și ce nevoie are el. I-am reproșat unuia dintre băieții mei, care este capelan la case de năsă de bătrâni, și am crezut că ăsta știe mai mult despre bătrâni, așa. I-am reproșat că nu mă ia la pescuit cu el. Și m-a luat într-o zi la pescuit cu el și cu nepoții mei. M-a dus la un lac de munte care avea niște bolovane așa uriași pe tot malul. Și ei săreau ca caprele alea de munte, de pe un bolovan pe altul. Dar eu, săracul, mă țineam de fiecare să nu pic cumva. Și ăștia nu mă înțelegeau ce cu ăsta, domnule, ce așa mi-e frică mie, dar mare lucru nu-i, nu. N-a fost până la primul pește care a tras. M-am venit pe spate, m-am rostogolit peste un bolovan din ăla mare și de-abia m-au ridicat dintre pietrele alea. Mi-am dat seama că ăștia m-au dus acolo fără să înțeleagă ce cu bătrânii și ce nevoie au ei, nu? Asta se întâmplă curent cu noi. Nu înțelegem de ce mama plânge, de ce nu e de acord cu noi, de ce nu e de acord cu rochia asta care o port eu, ce e rău cu ea, nu? Și atunci conflictele astea se țin lanț, pentru că este foarte greu să înțelegi ce se petrece cu ălălalt, nu? Am tradus recent o carte, după ce m-am lăsat de popit, cum zice nevastă mea, am deschis o editură și am publicat aproape 200 de titluri de cărți în ultimii 4 ani. Și recent am publicat o carte a unei evreice, o cheamă Laura Schlesinger, o evreică ce are un program de radio pentru familii. Și are peste 5 milioane de ascultători. E foarte bună în domeniul ăsta a ei. Și am tradus o carte care se numește, zice, 10 motive stupide care ruinează o familie. De fapt, asta e o temă pentru care are predilecție, îi place titlul ăsta, publicat 10 prostii care le fac bărbații, 10 greșeli fatale care le fac femeile, copiii și așa mai departe. Ei, traducând și prelucrând cartea asta, mi-am dat seama că foarte multe dintre conflicte de familie se nasc că nu înțelegem ce gândesc ceilalți și cum se simt ceilalți. A trebuit să faceți efort, pentru că am o veste. O să îmbătrâniți și voi. Și o să pățiți tot la fel. O să vi se facă ceea ce faceți voi la bătrâni astăzi. Okay? Știți povestea lui ăla care îl trăgea pe taică-s-o pe scări în jos? Și taică zis, nu, stat o până aici, că până aici l-am tras și eu pe tata. Nu? Încercați să înțelegeți ce se întâmplă cu ei, de ce gândesc cum gândesc, de ce nu le place ce nu le place. Nu întotdeauna au dreptate, nu? Că și părinții au același drept să greșească ca și voi, nu? Dar înțelegeți că dacă pe fața pământului este cineva care vă iubește necondiționat, sunt părinții voștri. Și așa trebuie să fie și biserica, să te iubească necondiționat și să te ajute și să fie alături de tine și să te sprijinească. Înțelegeți intenția, că de cele mai multe ori intenția este foarte bună, dar probabil este expusă cum nu trebuie, nu? Sau ce să mai spun, că noi românii suntem foarte talentați, avem opinii diferite și ni le exprimăm și uneori le exprimăm nu numai cu cuvinte. Avem un limbaj al trupului care, știți că este mult mai ofensator decât limbajul cuvintelor.
Noi comunicăm prin limbajul trupului procentual, nu știu, probabil până la 70% sau mai bine. Prin limbajul cum arătăm, cum ce grimase facem, cum rânjim, ce atitudine avem, nu? Și uneori alea sunt mult mai importante pentru tineri decât limbajul cuvintelor. Încercați să traduceți și să înțelegeți dincolo de limbajul trupului sau de limbajul cuvintelor, pentru că în ultima instanță este o bună intenție, probabil lipsită de multă înțelepciune sau, eu știu, de tactică sau de, eu știu, diplomație. Hai să folosim un termen contemporan. Dar părinții ne vor binele. Nu întotdeauna, însă, ne traduc corect și ne înțeleg corect. Am venit odată în vizită la taică-meu la Pâncota. Domnule, cum am intrat în casă, a pus gura pe mine și mi-a tras o spălătură din aia zdravănă de tot. Și i-a zis, tată, nu te supra, uite-te la mine, am 65 de ani. Pe atunci aveam 65 de ani, ok? Nu ești mai mare decât mine, decât cu 18 ani. Când m-au făcut la tinerețe, mama avea numai 16 ani mai mare ca mine. De aceea mulți ziceam că m-au văzut cu sora mea. Pentru mine era o încântare, dar eram cu mama, de fapt. Și am zis, n-ai decât 18 ani mai mare, mai mult decât mine, și ești tatăl meu. N-am venit să mă cerți, nu? Ceea ce spui nu este adevărat, dar vreau să spun că te iubesc, că ești tatăl meu. Și am obligația să rezist la spălătura asta care mi-ai făcut-o. Am plecat și pe drum mi-am jurat că nu o să mai calc niciodată la Pâncota, unde taică-mea să-l văd, era așa de furios pe el. Asta a fost până în avion, când mi-am dat seama, măi, indiferent ce fac eu, tot copilul lui o să rămân și el tot așa o să mă trateze ca pe pruncul lui. Mă supăr pe soția când vin băieții la noi, câteodată îi hăștrălește și îi pune la punct de numă și îi spun, mă, lasă-i în pace, au 50 de ani, mă. Nu mai sunt copii mici, nu, poartă-te altfel cu ei. Dar uneori părinții sunt părinți, rămân blocați probabil în tinerețea noastră, în copilărie și nu pot să iasă de acolo ca să ne trateze altfel. Fiți îngăduitori unii cu alții în biserică. Cei mai mulți frați ne iubesc și ne vor binele. Uneori, binele care ei îl înțeleg e foarte diferit de cel care îl înțelegem noi. Asta este tot. Nu? O altă întrebare legată de prima. Dacă ar fi niște sfaturi, cum putem crea o punte între cele două generații? Adică, tânărul care pune întrebarea își dă seama că sunt pe două maluri diferite. Da. Îi desparte oceanul. Da, și are nevoie de o punte. Ce am putea, ca pași concreți, să facem din partea tinerilor ca să fim împreună, chiar dacă... Cred că trebuie să facem eforturi de ambele părți să înțelegem perspectiva celorlalți, celuilalt. Ar trebui să existe întruniri din astea, nu numai de tineri, ci între tineri și bătrâni. Să stăm de vorbă cu unii cu alții, să auzim de ce ei au anumite pretenții sau, eu știu, o anumită viziune despre religie diferită de noi. Nu? Și să încercăm să le explicăm și punctul nostru de vedere. Un dialog ar duce la progres. Din păcate, însă, cele mai multe biserici nu fac niciun fel de efort în domeniul ăsta. Ăștia să tacă din gură, să asculte că sunt tineri și noi suntem bătrâni. Nu? Să știți că titlul ăsta de bătrân trebuie câștigat. Stăteam pe coridor odată la biserică și au niște tineri vorbind. Zice, mă, e un bătrân, are 50 de ani. Eu care aveam 60 și ceva, mă băgă groza în mine. Ce o părere o fi având ăsta despre mine, nu? Bătrân de 50 de ani, nu? E adevărat că dacă ai 18, ăsta e foarte bătrân, nu? Dar încă o dată, vârsta nu este un merit.
Ascultați-mă, nu este un medic. Nu, eu sunt tânăr. O să îmbătrânești și tu, nicio problemă. Problemă de timp. Okay? Din păcate, unii îmbătrânesc foarte repede. Foarte repede. Eu cunosc tineri foarte bătrâni. Unii, cred că sunt pe moarte. Nu citesc, nu se informează. Nu. Noi de când publicăm cărți, știi, trăiesc o permanentă tragedie, știi? Am tineri care zic, dar în engleză nu aveți. Aveam și în engleză, am început să le traducem în limba engleză. Bineînțeles că nu le citesc. I-am zis, mai schimbă întrebarea. Ce întrebare? Întreabă-mă dacă am în chineză. Că tu tot așa o să citești cărți, și dacă ar fi în chineză, nu? Pe tine nu te interesează. Tu nu citești decât micul ecran a telefonului tău. Într-o zi le-am spus, mă băieți, puneți-vă și citiți cărți, pentru că trimit chinezii ăștia sau rușii vreo bombă atomică, vă prăjesc toate telefoanele, nu o să mai meargă televizoarele, toate ecranele nu o să fie bune de nimica și o să vă cumpărați lămpaș și lampă cu feștilă și petrol și să faceți foc în sobă și acolo numai o carte funcționează, mă băiatule. Învață să citești cărți de pe acum. Bag groaza în ei că poate cumpără ceva, dar nicio șansă. Eu cred că trebuie să existe dialog și citiți cărți despre bătrâni, dacă vreți să înțelegeți despre bătrâni. Amen, câte vreți. Hemingway, nu? Bătrânul și marea. Citiți să vedeți cum gândesc bătrânii, ce se întâmplă cu ei. Nu? Ascultați-i. Veți învăța multe lucruri. Că ăstea au și lucruri bune. Sunt numai rele, nu? Cineva a zis că mulți copii ar călca pe urmele părinților dacă nu s-ar teme să fie prinși. Mai este vreo întrebare? Da, sigur, avem mai multe. Deci ne-am ținut. Ei întreabă ce vor, noi spunem ce vrem. Nu, ideea a fost clară, la prima întrebare răspunsul a fost ai încredere că te iubesc. Deci există iubire, chiar dacă ți se pare că nu e așa. A doua, dialogul, da? Asta a fost răspunsul. Încearcă să dialoghezi cu ei, să-i înțelegi. O altă întrebare spune așa. Unde începe implicarea unui tânăr în biserica de azi? E de ajuns, și clarifică întrebarea, e de ajuns ca pastorii să implice tinerii doar în programe fără să implice în backstage-ul bisericii? Adică îi vrei doar să facă zgomotul ăla de care spuneați, ai nevoie de asta, dar n-au nicio decizie, poate n-au niciun buget, poate că vocea lor nu contează, cam asta cred că e întrebarea. Da. Probabil că lucrurile se vor lămuri mult mai mult după ce vom avea sesiunea aceea de descoperire a talentului. Eu personal cred că Duhul Sfânt n-a dat decât 9 daruri care sunt menționate în Corinteni. Și sunt mult mai multe. De fapt, sunt câteva liste de daruri ale Duhului Sfânt în Noul Testament. Eu cred că Duhul Sfânt va da atâtea daruri Bisericii lui Hristos, câte nevoi va avea ea de-a lungul istoriei. Băieții ăștia care se ocupă la butoanele aici, apostolii nici nu le-a trecut prin cap să scrie despre darul învârtirii butoanelor la stația de... Dar eu cred că este un dar aici, este o chemare, este o abilitate care Duhul Sfânt îi ajută pe oameni. Și atunci cred eu că misiunea bisericii, una dintre misiunea bisericii este să ne ajute să ne descoperim chemarea care o avem. Pentru că noi nu o să creștem, nu o să ne dezvoltăm decât în darul pe care l-am primit de la Dumnezeu. Dacă nu ne-l descoperim, vom trăi o viață frustrată și ne vom încerca să ne ocupăm de lucruri care nu funcționează. Haideți să vă spun o experiență personală. Și uneori Dumnezeu te călăuzește de-a lungul vieții în funcție de ceea ce ți-a dat El, de bagajul cu care ai venit în lumea asta. Eu m-am născut cu o valva principală de la aortă greșită.
în loc să fie cu trei clapete, a mea nu avea decât două. Și n-am știut până la 73 de ani când era să mor într-un aeroport. N-am știut. S-a mirat și doctorul, zice, cum numai la vârsta asta ai descoperit? Zice, era, puteai să mor de foarte multă vreme. Și atunci mi-am dat seama că de-a lungul istoriei Dumnezeu m-a călăuzit să-mi aleg meserii unde nu trebuie să fug, unde nu trebuie să fac eforturi fizice foarte mari, că altfel muream cu chestia asta. Nu? M-am făcut popă. Am fugit numai de răspundere de-a lungul anilor. Ei, eu am știut că e ceva rău cu inima mea. Nu? Nu puteam să fug la școală. La liceu, numai la 100 de metri fugeam printre cei buni de acolo. Dar la 200 de metri eram ultimul. În armată, numai unul de 300 de kg era mai în spate decât mine. Și atunci mi-am dat seama că de-a lungul anilor Dumnezeu m-a călăuzit și meseria care am făcut și așa mai departe să-mi pot folosi resursele care le am. M-am dus la liceu la Real. Pentru că toți bărbații, domnule, se duceau la Real, ca femeile la umane. Nu știu dacă și astăzi liceele sunt împărțite Real și ea. Dar eu am avut dotat de la Dumnezeu să mă ocup de literatură. Am iubit artele, literatura, toate astea. Am scris poezie, am scris proză, toate cenaclurile literare am fost prezent. La bacalaureat am luat 10 la română, nu la matematică. Și m-am dus să mă fac inginer, domnule. M-am făcut inginer constructor. Nu? Practic am vrut să mă fac arhitect, n-am intrat și m-am dus la construcții. Bun. Ei, în ultima instanță, indiferent ce studiez, chiar dacă nu-ți urmărești darul care ți l-a dat Dumnezeu, în final te călăuzește Dumnezeu cumva, nu? Din dezastru în dezastru spre victoria finală. Ajungi ceea ce trebuie să fii. Okay? Ajungi să faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat în viață. Pe măsură ce descoperi mai devreme darul care îl ai, cu atât mai bine. Pentru că tu te dezvolți în direcția darului pe care îl ai. Îmi place muzica, am cântat și pe scenă, muzică ușoară, când am fost la liceu. Problema este că dacă m-aș apuca de dirijat sau de cântat ceva, probabil că aș scârți o vioară cât de cât, nu acceptabil. Dar nu-i chemarea mea, nu? M-aș chinui grozav de mult și aș chinui și pe aia alții din jurul meu cu talentul ăsta care nu-l am. Am cunoscut la Timișoara un băiat, avea o voce extraordinară, a făcut de fapt și muzică, a fost cântăreț de operă, numai că boala lui era să predice. Și era nenorocire, domnule. Îl luam cu noi în misiune și spuneam, mă, să taci din gură, să nu te apuci să predici. Cântă-mă, lasă-mă predicatul, că nu-i de tine. El voia să predice. Biserica cred că ar trebui să ne ajute să ne descoperim darul care îl avem și să ne îndrume în direcția darului care îl avem. Știți de ce evreii au așa un mare succes în lume, în toate domeniile? Să vă spun un secret simplu. Se cheamă kibuț. Kibuț era un fel de colectiv. Se duceau 10 familii, se puneau la oaltă, să cultive pământul și să facă ceva, să supraviețuiască, mai ales la început când s-au mutat evreii în Israelul de astăzi. Și atunci au avut un concept foarte corect și au zis așa, noi punem toți banii la oaltă și investim în educarea copiilor noștri. Măi, Ițic, ăsta-l tău la ce-i bun? Mă, e bun la matematică, domnule, ăsta calculează, no, ăsta-l trimitem la matematică. La acela, ăsta cântă la vioră, ăsta-l trimite la muzică. Și kibuțul investea în educarea copiilor după darurile pe care le vedeau la copiii ăia, nu? Noi, care n-avem kibuț, nu? Deci, mă, Ion ăsta nostru la ce-i bun?
Bă, zice, e bun ăsta la matematică, dar n-avem bani, mă, să-l trimitem la facultate. Ia dă-te tu și lucrează în construcții, nu? Faci ceva bani, pune taile, pune toarnă beton sau cine știe ce. Și omul ăsta care putea să fie un contabil extraordinar, toarnă betoane. Nu? Dar asta se întâmplă peste tot. Pentru că noi nu îi canalizăm pe oameni să facă ceea ce sunt dotați de Dumnezeu să facă. Și din păcate biserica nu înțelege că sunt mai multe lucruri de făcut decât să predici, nu? Și atunci toată lumea se bate după microfonul ăsta nenorocit, nu? Să ajungi la microfon, asta e cea mai mare, nu? Cunosc un tânăr care visul vieții sale este să ajungă păstor. A driblat în stânga, în treapta, a păcălit pe unul, pe altul, a furat ordinarea de nu știu care, așa a ajuns păstor, ok? A ajuns păstor. A furat alegerile, le-a falsificat că, domnule, americanii sunt chișmișco față de... Că a dus membrii la biserică, la vot, care nu i-am văzut în viața noastră. Și dintr-o dată, a ajuns păstor votat de oameni care nu vin la noi la biserică. Foarte ciudat, nu? Dar asta e visul lui, să ajungă păstor. Numai de asta nu-i bun. De orice. Cred că la oi ar fi mai grozav păstor de oi. De orice, dar nu mă las. De predicat, e nenorocire. Dar el crede că asta trebuie să facă Domnul. Asta l-a chemat Domnul pe el și ne torturează pe noi toți. No, slavă Domnului că o să scăpăm de o parte din necazul cel mare. Domnul zice că no, voi ați răbdat suficient, ia 100 de ani ați scăpat de necazul cel mare. Avem o întrebare aici. Cum ar trebui o biserică care își dă seama că se golește de tineri? Dezvolt un pic întrebarea de asta, ideea. Cum ar trebui să abordeze situația? Ce ar trebui să facă? Ce ar putea să facă? Da. Păi, cred că ar trebui să înceapă exact de la viziune, cu care am început și eu tema de astăzi. Care e viziunea bisericii noastre? Pentru ce suntem noi aici pe strada Ioan Ghica numărul 13, nu? 13 încă? Da. Omule, număr frumos. Sau, eu știu pe ce stradă, de ce suntem noi, de ce ne-a lăsat Dumnezeu aici, nu? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Și cred că ar trebui liderii bisericii să se roage lui Dumnezeu să capete un răspuns foarte corect la asemenea întrebări. Pentru asta suntem aici, nu? În zona noastră sunt nu știu cât săraci, necăjiți, trebuie să-i ajutăm. Biserica noastră a avut un proiect care a avut un foarte mare succes, să construim câte o casă și să reparăm o casă a unui om sărac cu foarte mulți copii. Și în fiecare an ne-am pus și am mărit casa aia și i-am ajutat pe oamenii aceia. Uneori îți dai seama că n-ar fi meritat să facem asemenea sacrificii pentru unii, dar... Cel puțin, dintr-o dată, o serie de oameni și tineri din biserică erau implicați în proiectul respectiv. Poate că de aici ar trebui să începem, de la viziune. Și în momentul ăla, atunci a găsit de lucru, că viziunea ne trasează direcția, știm unde ne ducem, știm ce avem de făcut, facem ceva, nu? Mentalitatea asta, scuzați-mă, de gară. Noi venim, îl așteptăm pe Domnul. Biserica devine o sală de așteptare, îl așteptăm pe Domnul. Vine trenul veșniciei, nu? Trece vaporul sau eu știu ce alt vehicul, nu, ceresc, și Domnul o să ne ia și o să plecăm în cer. Și avem o stare din asta de letargie și ne plictisim într-o sală de așteptare, o plictiseală groaznică. Voi nu știți ce înseamnă aia. Eu am stat în sală de așteptare, mirosea motorină teribil, când s-a spălat pe jos cu motorină. Stăteam în gară la Sântana, veneam de la Pâncota, stăteam vreo câteva ore în gară la Sântana, așteptam un tren să vin la Oradea să întâlnesc pe viitoarea mea soție. Și ea a lucrat bine chestia asta.
Sările astea de așteptare sunt groasnice, dar cei mai mulți creștini duc o viață de sală de așteptare, de gară de așteptare. Așteptăm pe Domnul să vină, Domnul să ne ia. Ei, asta este o așteptare inactivă, nu? Plictisitoare. De aceea, dacă vii în sala asta de așteptare, ar fi bine să ne distreze cineva, nu? Să cânte cineva fain, nu? Sau să spună cineva ceva interesant, nu? Să ne simțim bine în sala de așteptare. Un asemenea creștinism este, nu știu cum, plictisitor, teribil de plictisitor. Este o vorbă, cred că asta a spus-o Sfântul Francis d'Assisi. Zice, predică Evanghelia oriunde ai fi și dacă trebuie folosește și cuvinte. Ia. Să predicăm cu viața. Ascultați-mă bine, nicăieri nu spune în Biblie chestia asta. Spune să vorbești, să-ți deschizi gura și să vorbești. Ok? Evanghelia se predică prin cuvinte, nu numai cu viața. Uitându-se la viața noastră, oamenii nu pot înțelege exact cam ce, de ce religie suntem noi. Surorilor, îmi pare rău să vă spun, dar musulmanele arată mai pocăite ca multe dintre noastre. Ok? Dar necazul este că îmbrăcămintea noastră nu transmite Evanghelia. Nu-i convinge pe oameni, nu? Faptele noastre bune sunt adevărate, dar zice că ei vor slăvi pe Dumnezeu, nu, în ziua cercetării și vor fi cercetat când îți deschizi gura să mărturisești, să spui, să declari Evanghelia. Și dacă aștepți așa în gară să vină trenul ăsta și nu zici nimic, te-ai risipit viața. Este un autor pe care l-am tradus recent, John Piper, mulți l-ați auzit, John Piper, unii îl bănuiesc că este calvinist, eu știu, frații baptiști îl iubesc, noi pentecostali mai puțin, dar a scris una dintre cele mai grozave cărți despre evangelizare. Ciudat, un calvinist despre evangelizare, nu? Că dacă ăștia nu se alege de Domnul, nu știu de ce trebuie să nu mai predici Evanghelia. Ei, are o carte despre evangelizare care este intitulată Nu-ți risipi viața. Pentru că el zice, dacă nu îți deschizi gura să vestești Evanghelia, îți risipești viața. Și mai bine să mori, să-ți pierzi viața, decât să ți-o risipești. În momentul în care ai o asemenea mentalitate, atunci îți găsești de lucru. Și biserica, cu o viziune, te implică în lucrarea ei. În confuzie, ați înțeles tot, da? Era un frate care în loc de concluzie zicea confuzie. Și acum în confuzie. O întrebare înainte de a încheia. Din ce ne-a spus, eu am înțeles că și aici în România și în Statele Unite, într-un fel ați fost un revoluționar. Mulți ani ați stat ați făcut anumite lucruri și cuvântul care mă determină să spun revoluționar este schimbare. Sigur ați avut nopțile despre care ați zis, dureri de cap, dar dacă ar fi să fiți din nou aici în România cu socru Ștrengaru, la vârsta la care să începeți din nou, ați mai fi la fel de revoluționar? Ați proceda la fel? Ați fi mai diplomat? Acum aveți deja în spate multe experiențe. E greu de răspuns la treaba asta. Să te întorci înapoi în timp ar fi un vis extraordinar. Eu visez să mă întorc înapoi în România, numai că nu mă lasă nevastă mea. Când faci la anumite vârste schimbări sau chiar îți manifesti dorințe de genul ăsta, ar trebui să te uiți mai des în buletin și să vezi câți ani au mai rămas. Că în Psalmul 90, când spune să ne numărăm bine zilele, zice mai degrabă să ne numărăm pe alea care n-au venit încă. Să vedem cam câte mai sunt și să folosim timpul bine. Nu știu dacă aș mai
mai vrea să trec prin ce am trecut. Uneori ajunge... Mă refer la atitudinea asta de a nu lăsa lucrurile așa cum sunt. Ați fi la fel în sens... Sigur, anumite lucruri ați face diferit, dar dorința asta de a schimba, dorința de a nu lăsa lucrurile în starea de gară. Da, asta m-a caracterizat toată viața și am avut enorm de mult de suferit din pricina asta. Cred că aș continua exact același lucru, aș schimba ceea ce se poate schimba, nu? Și m-aș ruga Domnului să accept lucrurile care nu le pot schimba. Sunt lucruri care nu le pot schimba. Cineva a zis o chestie extraordinar de frumoasă, unul dintre părinții bisericești a zis că de ce toată viața am vrut să schimb lumea. Și am constatat că lumea nu se schimbă. Pe urmă am vrut să-i schimb pe cei din apropierea mea. Și am văzut că nu merge. Și în final, deci acum la sfârșit îmi dau seama că cel mai important lucru e să mă schimb pe mine însumi. Și zice, dacă aș fi avut mintea asta de la sfârșit, nu m-aș fi risipit o întreagă viață încercând să schimb pe alții. Oamenii nu se schimbă. Decât atunci când vor ei și când vrea Dumnezeu să-i schimbe. Cineva s-a supărat pe mine, un păstor acum de aici din România, să mă duc și la ei la biserică cu ocazia acestei vizite scurte. I-am zis, măi frate, nu mă duc, că n-are sens. Cum nu are sens? Măi, frate, nu mai poți să schimbi pe nimeni. N-are rost. Cine tot așa rămân oamenii cum sunt, n-are rost să mai fac vreun efort. Ar trebui să înțelegem că putem să ne schimbăm pe noi înșine și schimbarea asta e benefică și pentru noi și pentru ceilalți din jurul nostru. De aceea, dacă vă măritați, fetelor, nu încercați să schimbați pe bărbații voștri. Nu o să se schimbe nicicum. Băieți, dacă vă căsătoriți, nu încercați să le schimbați pe fete. Băieții vor ca fetele să nu se schimbe. Și ele o să se schimbe. Toate nevestele tinere vor ca bărbații să se schimbe. Și ăștia nu se schimbă cu nimic, Doamne. Schimbarea vine de la noi și Dumnezeu ne poate ajuta și ne poate facilita această schimbare. Am iubit schimbarea întotdeauna, că e mai bine orice schimbare, cât de rea îi, e mai de folos decât să nu schimb nimic. Când nu schimb nimic, ai murit. Rămâi pe loc, bați pasul pe loc, rămâi același care ai fost, stai în lucrurile obișnuite. Obișnuitul, cineva spunea că e o groapă în care, bătând pasul pe loc, intri tot mai adânc, tot mai adânc, tot mai adânc, din când într-o zi n-ai să mai ieși. Ok, mulțumim.